ziua și bine ați venit la Prof Online cu exerciții din matematică. Wow, da, copii, hai să avem buna dispoziție și să ne apucăm de lucru, că reușim, vă asigur eu. Așa da, calculați. Calculați. 525 minus 5 ori paranteză acolată 9 plus 756 împărțit la... Deci 525 minus 5 ori paranteză acolată 756 împărțit la 144 144 minus 15 înmulțit cu 2 ori 7 minus 5 și închidem și paranteza dreaptă și acolo, da? Domnul profesor face punct în loc de X, copii. Voi faceți X. Haideți obișnuiți-vă cu punctulețul ăsta ca să... Hai că cât de curând scăpați de... Da, cât de curând nu mai faceți X-ul ăla, știți? Deci în loc de ori X-ul, punem punctul. Înmulțirea. Deci, copii... E greu să ne obișnuim. Dar o să fie foarte bine când v-ați obișnuit, că la anul sigur vă scăpați de asta. Deci la anul scăpați de așa ceva. Nu o să fie foarte greu să vă obișnuiți. Cum va fi acum, X, va fi ori. Și la anul de obișnuit. Deci atâta. Ăsta e înmulțirii, împărțirii, înmulțirii, înmulțirii, da? Continuă problema asta? Atât. Ca să calculăm asta. Facem singur și apoi... Nu, conduceți pe rând și eu spun, stop! Continuă tu, stop, da, ne găsiți. Da, ca să vedem unde nu merg, doctor. Așa, așa. Deci pornești, Daria. Păi va fi egal cu 525 minus 5 ori acoladă 9 plus 756 împărțit la paranteză pătrată. Da. 144, mă scuzați. Da. Minus 15, ori deschidem acolada. 114, da? Da. 14. Da. Ori deschidem acolada. Da. 14 minus 5. 14 minus 5, ai făcut deodată. Spune că face 14. Ori 9. Ca să nu mai scriem treabă. Atunci paranteza pătrată se transformă în paranteza rotundă. Nu e atât de grav. Atenție, nu facem așa. Lăsăm, că de acum am sitor pe toate, nu. Lăsăm așa pătrată. Ești avem grijă la etapa următoare. Nu aici este filozofia. Da? Egal ori cu... Nouă, așa. Egal cu Davide, continuă. Egal cu 525. Da. Minus 5 ori acoladă. Da. 9 plus 756 împărțit la 114 minus 144 minus facem 15 ori 9 care ne dă 5 ori 9 45 ținem între 4 9 ori 1 9 și cu 1 13 135 135 este? Da, 135 144 minus 135 144 minus 135 ne dă, împrumutăm de la 4, 10 minus 5, 5 plus 4, 9, acolo nu mai rămâne 0, 0. Deci 9. 9, 9. Asta e. Și am scăpat. Și acum închid paranteza asta, dacă am pus acolat, las tot acolat, nu se întâmplă nimic, egal mai departe cu? Egal mai departe cu 725. 525, luăm așa, da? La capăt, ia. 525. Vorbește, vorbește și lucrează. 525 minus 5 ori 9 plus 756 împărțit la 9. 9. De câte ori intră 9 în 75? Dar ea continuă fără împărțirea asta? Da. În 75 intră de 8 ori. Da. Și atunci avem... Și ne rămâne 3 și facem 36 împărțit la 9, adică 4, da. Și ne dă 84. Da. Și asta va fi egal cu 525 minus 5 ori... 5 ori, Davide? 5 ori 9 plus 84 este egal cu 9 plus 4, care ne dă... m-am blocat.
Păi, bă, iau 11 10 lei, mă. 13. Da? 10. Da, 13 și 93, da. Deci tu, David, tu ai tendința să faci pe 9 să-l faci, pe 4 să-l faci 10, e din 6 aici, nu știu. Da. Dar faci pe el mai mare, e mult mai ușor. Deci pe 9 l-ai făcut 10 luni din 4 pe 1, 10 și rămas 3, 13. Deci trebuie să mergi foarte rapid, dar mecanic. Dar nu e 83, pentru că 9 plus 8 dă 17 plus 8. Unde e 9 plus 8? Avem acolo 9 plus 8. 9 plus 8, da? Așa adu-i tu. Așa adu-i tu. Nu mai știu. Atenție multe, dar... Da, slăbiciuni de astea pe care... Așa, da. Gata, da. Da. Da, 9 ori 93 și calcul. 525 minus... 525 minus... Cine? Și mulțumim. 3 ori 5, 15. Suntem în 5 ori 9, 45 și cu 1, 46. Da. Te calcul, Daria? Daria, dar ești atentă și lucrezi și tu tot așa de bine? Da, ca nu cumva să-ți trecoare, că eu scriu ce spune. Aoleu. Da? Deci nu mă interesează. Scriu, spuneți prostii, prostii scriu. Da, bine, te rog să termin pe ghești. 5 minus 5, 0. Da. 10 minus 6, care ne dă 40 cu 2, și tot 6. Da. Și 60. 60, rezultat 60. Hai să mai vedem încă o dată. Mai vedem încă o dată. Unde, Daria, ai avut o slăbiciune? La numărul 84. 9 plus 84, mi-ai zis că 9 și 8, 17. Adică ai adunat unități cu 10. Daria, trebuie să faci un chef foarte mare. Da, știu, am uitat așa. Știu. Nu știu ce am avut. N-ai scuze că la matematică e ca la electricitate. Haideți să vă spun, copii. Adică la conferă. Dacă ai pus două fire în scurt acolo, ai murit. Și nu mor de două ori, odată. Este terminat chestia. Deci de ce? Uite mare. Da? Deci mai departe. Alte chestii. Zicem. 28. La mulțumesc frumos. Mulțumesc. 28 minus. Acolate. Paranteză dreaptă, 603, minus 135, împărțit la 6 minus 9, împărțit la 9, ținem paranteza dreaptă, împărțit la 9, plus 1 ori 4, închidem acolada, împărțit la 4, este egal cu. Vorbește tu. Daria? Este egal cu 28 minus acoladă, paranteză pătrată, 603 minus 135 împărțit la 5, pentru că 6 minus 1 dă 5. Da, împărțit la 5, dar bine urmărit. Continuă tu, David. Nu am scris eu. Hai. De ce era la sol? Pot continua? Nu. Părți la 5. Da? Deci unde e 5-ul? Că nu. De unde e 5-ul ăsta? Deci, de la 9 părți la 9 care ne dă 1, 6 minus 1 ne dă 9. Așa. Și pe aia împărți la 9. Și împărți la 9, vorbești tu? Plus 4. Dar și lucrează. Tu nu zici capul de pe căițele. Tu vorbești din ce scrie. Plus 4. Da. Împărți la 4. Plus 4. Împărți la 4. Totul de împărțit. Atenție. Da. E din paranteză, că e important. Tot rezultatul împărțit la 4. Și cam mai departe cu darea continuă. Împărțit la 4 și va fi egal cu 28 minus paranteză pătrată, paranteză rotundă 603 minus 27. Așa. Închide paranteza rotundă împărțit la 9 plus 4, închide paranteza pătrată împărțit la 4. Deci împărțit 635 împărțit la... Nu. Da, deci închideți paranteza aceea rotundă. O secundă. Deci 635 le împărțit la 5, da? Da. Și de 27. Și de 27. Și împărțit la 9. Împărțit la 9 plus 4. Da. Închideți paranteza pătrată împărțit la 4. Care va fi egal cu 28 minus... Deci paranteza rotundă unde mai trebuia închisă? Paranteza rotundă după 27.
După 27. Da. Ai zis, da. Și va fi egal cu 28 minus paranteză rotundă. Atunci este egal cu... 603 minus 27, stați puțin. 3 minus Davide, continuă. Deci egal cu 28 minus. Egal cu 28 minus. Acoladă. 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 603 minus 3. 603. Minus 3, adică minus 7. Deci ce ai făcut? Deja am împărțit 27 la 9 care mi-a dat 3. Hai că aici nu-mi place ce s-a întâmplat. Dar n-ai voie să faci 27. A fost 135. Paranteza asta dreapta unde era? Păi trebuia să închideți înainte din împărțirea lor. Aici paranteza rotundă. Acolo, dacă închideți. Acum e bun. Acum e bun, da? Da, da. Și aici împărțirea lor e bine. Da, da. Bun. Ai înțeles, Davide? Mare atenție la paranteze. Deci, obligația, dacă n-am pus paranteza asta, cum n-am închis-o eu, n-ai închis-o nici tu. E zis 235 bărți la 5 bărți la 9. Așa a scris domn profesor. Așa am scris eu. Dovadă că dacă zici la tablă, scrie o prostii scrii și tu. Eu ți-am spus să scrii acolo, să te uiți în căiție, să-mi dictezi tu. Exact. Închide paranteza, face așa, profesor, nu discutăm. Nu, domn profesor. Te ceri exact. Cu mine. Da. Da? N-a spus paranteza, n-a spus aia. Multă grijă, ca să nu apară greșe. Zi-mi acum, 603 minus 20. 27 împărțirea 9, 24, plus 4, închidem acolada. Da. Împărțit la 4. La 4, am mai scris încă date, nu? Da. Păi, dar e bine că scriu așa, dar timpul trece. 28. Deci egal cu 28. Minus, deschidem paranteză. Da. Una dreaptă sau rotundă, nu vezi. Cum fi? Va aproape. Dreaptă. Aia. Da. 603 minus 27 este egal. Împrumutăm de la 0. 10 minus 7 lei, 6. Da. 9 minus 2, care ne dă 7. Împrumutăm 1 de la 6 și ne dă 56. 50 și cât? 506. 506 e bine... Unde? Stați? Nu. 576. Da, 576 576. Da, mă scuzați. 576. Împărțit la 9. Plus 4. Plus 4. Profesor, am o întrebare, micuță. Deci ați pus paranteză pătrată și acolo? Așa, paranteză dreaptă, rotundă acum. Paranteză rotundă, da. Hai, da, n-are importanță, poți să o păstrezi pe acolo, până la capăt, cum am făcut mai înainte, nu, este o mare nenorocire. Nu, dar n-am înțeles ce ați spus. Deci, atenție, hai să facem chestia asta. Putem păstra o dispărut rotundă, o dispărut. O rămas dreapta, dispare și dreapta. O rămas acolada, dispare și dreapta. Nu te transform rotunda în dreapta, în acolada. Da. Da? Bun. Și egal mai departe cu 28. Împărțit aici la 5 la 4. Împărțit la 4. Egal cu Daria. Și va fi egal cu 570 împărțit la 9 care ne dă 64. Dite 28 minus. 28 minus 64 împărțit la 4. 64. Așa acolat, nu. N-am înțeles. Deci, stați puțin. Deci 576 împărțit la 9 este egal cu 64 și puneți 28 minus paranteză. 64 plus 4. 64 plus 4. Închidem paranteza. Acum e bine? Ia să vedem. 9, da. 57 de 6 ori. Da. 6, 9, 54. Împărțit la 4. Și totul de împărțit la 4, da? Egal mai departe. Și asta va fi egal cu 28 minus 68 împărțit la 4. 28 minus 68 împărțit la 4. 68 împărțit la 4. Care va fi egal cu 28 minus 17. 28 minus 17. Ce care ne va da 11. 11. Bine? Da. Da, bun. Fac de aici sau mai lucrez și nu, avem aici, domn profesor... Uitați exercițiul care am discutat, neapărat, eu îl vreau eu pentru mine. 86, vă rog. Așa. Vreau eu să văd o chestie. Chiar? Da. Da. Vreau eu să văd o chestie, domn profesor, pentru mine, ca să știu eu cum să o explic ei și de ce se întâmplă așa. Perfect. Deci 86. Dacă așa, nu mai să lucrăm și... Da. 86. Aoleu, am cer tema pentru a clasă, să mai scriu mai multe, domn profesor. No. Okay.
Deci o să și discutăm mai întâi. Da, și exact. Asta vreau, da. O să vă explic ce domnul profesor. Da, da, să șterg eu. Da. Scrieți eu dumneavoastră. Și întâi să discutăm ca la problemele astea de șaptea, știți? Să vedem cum cred ei că trebuie făcut și ar trebui. Da, și de ce deci așa și se întâmplă anumite chestii. Deci 86. 86. Copii, gata, pornim. Scrieți exercițiul, vă rog. 6. Puteți să ne spuneți, să ne dictați? Odată cu domnul profesor, ia uite. 6 plus. 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 Voi ascultați, nu vă uitați la tablă. 6 plus 7 ori 4 ori acoladă deschidem, dreaptă deschidem și rotundă deschidem, 8 plus 3 ori 4, închidem pe rotundă, plus 2 ori 9 împărțit la 3, închidem paranteza dreaptă, împărțit pătrată, da, pătrată, împărțim la 2, plus 5, așa, acolada, închidem, ori 10, egal cu, să vedem cu cine este egal. Pot să încerc? Să vedem, discutăm. Discutăm un pic. Privind acest exercițiu, Davide, bunoară, tu ce părere ai? Cum ai? Povestește tu cum le faci. Eu le fac mai de ce în paranteze. Ce între paranteze? Mai în care paranteză? Toate, de la acoladă până la sfârșit. Deci, mai întâi cu rotunda, până mai dispare. Rotunda, după aia cu pătrata. Până și dispare, și cu acoladă și dispare. Și ar putea să rezolvăm și acea operație din afară, 7x4. 7x4? N-ar mai avea niciun... Rost o tot scriu, 7x4, 7x4. Da, deja să... Deci, iată, ea observă că 7x4 s-ar putea calcula. Da. Nu mai bine face 6 plus 7 mai întâi? Nu. De ce? Pentru că operațiile de gradul 2 sunt primele. Când ar merita să facem 6 plus 7? Când este paranteza. Când? Totul este într-o paranteză. Numai 6 plus 7. Da, când 6 plus 7 este paranteză. Deci dacă ar fi 6 plus 7, ne-ar obliga să facem adunare. Ne fiind așa, atunci neapărat lăsăm 7 ori 4, putem face. Și, Davide, te rog să-i dai drumul la treabă. Te uiți numai în creier și vorbești. Lucrezi și vorbești. 6 plus 7 ori 7 plus 28 ori acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă. Daria? Paranteză rotundă. O și facem. A, ok, de 20, să știți. 3 ori 4, 12 și 8, 20. Și am făcut-o numai pun. 20 plus 2 ori 9, care ne dă 18, împărțit la 3. Deodată. Închidem paranteza pătrată, împărțit la 2 plus deci 5. Deci 2 ori 9, 18, împărțit la 3. La 3. Închidem paranteza pătrată, împărțit la 2 plus 5, închidem acolo la ori 10, care va fi egal cu... Davide, egal cu... Împărțit la 2 plus 5 acolada este egal cu 10. Nu, dar păi 10. Egal cu 6. Egal cu 6 plus... 6 plus 28 ori acolada, paranteză pătrată, 20 plus 18 plus 36. 6 și cu 20. 26 împărțit la 2. 26 împărțit. Și la 2, 13. Hai să zicem 13 plus 5, ca să vedem. 13 plus 5. Mulțumesc frumos! Ați zis sănătos și eu n-am mai fost. Da? Plus 5. Plus 5. Ori 10. Ori 10. Și egal cu 28. Și egal cu 6. 6 plus 28. 6 plus 28 ori acolada. Deodată. Ce să mai 5 ori 10, 50, cu 13, 63. Adică ce ai făcut? 5 ori 10, da? Da. Dar nu văd. Păi, da, bine. Păi, să vedem. Irona. Nu Irona. Păi... Bale. Eu aș spune că acolo la 60... Păi trebuia să facem 6 plus 28... Să-l adunăm pe 6 cu 28 mai întâi, nu? Nu, nu, nu.
Deci 6, acolo cred că am greșit la... Ați greșit? Sau? Nu, am greșit la paranteze, cum să le-am format, de exemplu. Eu am scris 6 plus 28, ori paranteza pătrată 13 plus 5, închidem paranteza rotundă, știți? Paranteza pătrată, paranteza rotundă, închidem paranteza rotundă, ori 10, închidem paranteza pătrată, pentru că ele toate erau în paranteză. Ceva sunt într-un fel, nu mă într-un singur fel. Eu trebuie să fac mai întâi adunarea. Unde? La 18 plus 5. Asta era. Deci, ca să rămâne cu tine, tu n-ai fost atent să vezi. El a zis așa, 10 ori 5. Atenție, Daria, ce vrea făcut. 10 ori 5, 50. Și prima adunare pe 13. Vreau să facă distributivitatea. Uite, David. Păi, mai degrabă, dai două palme. Dai două palme și îl suport. Nu știu, domn profesor, asta înseamnă că nu știu. Care e confuzia la tine? De ce te-ai gândit să faci așa? Dar distributivitatea, dar trebuie să muncim un pic. 3 înmulțit cu 5 plus 7 înseamnă, de fapt, 3 ori 5 plus 3 ori 7. Am vorbit de atât. Distributivitatea înmulțirii față de adunare, da? Deci egal cu 3 ori 5 plus 3 ori 7. Tu mi-ai zis 3 ori 5 și plus 7. Adică 3 ori ăsta n-ar mai avea efect asupra lui 7 ăsta. Nu? Așa însemna. Dar să știi că 3 nu numai din față, și din partea dreaptă. Deci dacă scriu 5 plus 7 ori 3, scrie și tu asta. Hai, hai, hai. 5 plus 7 ori 3. Mai întâi scriu pe ce? 3 ori. 5 plus 7. Egal cu 3 ori 5 plus 3 ori 7. Acum punem pe 3 la sfârșit. Deci 5 plus 7 în paranteză ori 3 este egal cu 5 ori 3 plus 7 ori 3. 5 ori 3 plus 7 ori 3. Adică 3-ul poate fi așezat fie în față, în fața paranteză, fie după paranteză. El are același efect. Adică pe amândoi îi operează la amândoi, face referire, adică se mulțește cu amândoi, cu toți ce, cu doi, dacă sunt doi, dacă sunt șapte, șapte, cu fiecare în parte. Așa că atunci tu aici ai picat în păcatul ăsta. Păi, dar nu putem să facem, pentru că avem și 28 ori. Păi, de ce nu putem face? Păi 28 rămâne la treaba lui acolo, când va fi timpul. Da, dar dacă, de exemplu, noi facem 6 plus 28 ori 18 ori 10. Cum? Deci, noi acolo ar rezulta să fie 6 plus 28 ori 18 ori 10. Deci 6 ori 28 plus 28 ori 18 ori 10. Facem 28 ori 18. Da. Și asta e faza, că nu știu când am. Dar nu așa, dar de ce nu te duci 18 ori 10? E mult mai ușor. Pentru că nu putem. Ba da! Dar de ce nu? Păi asta e povestea. Asta e, nu putem. Este extraordinar. Vedeți? Deci, fii atent. Daria, 2 ori 3 ori 4 ori 5. Numai 2 ori 3 să facem 3, după cum spui tu, 6 ori 5. Care face că 30, da? Dacă fac 3 ori 5, 2 ori 3 ori 5, 15, nu fac tot 30? Păi, la înmulțire, asocierea nu are nicio importanță cum o faci. Asociativitate se cheamă asta, copii. Deci proprietatea de a asocia 2 câte 2 ca să efectueze înmulțirea nu are importanță. A, și atunci ar... Nici la adunare nu are importanță. Altceva. Da. Deci este clar că tu erai speriată, n-ai fi făcut decât 28 ori 18 întâi și după ce îți dădeam un rezultat, mulțeam cu 10. Da. Nu-i să-i fie exact cum poți să faci 18 ori 10 care se nu 800, 180. Dar apoi tot greu o să fie, că avem 6 plus 28 ori 18. N-ai scăpat de mulțirea lui 28 cu 18. N-ai scăpat. Dar nu știu cum se face. E ușor. Se mulțește cu domnul Mării? 8 ori 0, 0, 8 ori 8. Nu, stai o secundă. E foarte bine că ai spus. Nu știi să mulțești două cifre. Hai să vedem cum. Ați făcut înmulțirea cu două cifre? Am făcut-o. Da. Cu două cifre și două la cifre. La școală n-am făcut-o, numai de domn profesor am făcut. Da, am făcut-o. Cu două cifre? 3 cifre cu două cifre? Nu. Cu 3 cifre și cu două cifre n-am făcut. Nici măcar cu două cifre și cu două cifre n-am făcut. Mai multe cifre.
Bun. Acum urmăriți-mă. Urmăriți-o pe domn profesor. Haideți că mi-ați dat de lucru. Gata, ce treaba? Deci, 18 ori, 28 ori 18, nu? Este atât de dificil încât parcă n-ai făcut niciodată. Și am făcut-o noi, și am desfăcut-o, și am văzut. Prima dată mă gândesc să fac 28. Tu știi, lasă-mă și pe mine un pic. Să-mi fac meseria, mă, să-mi fac treaba, mă. Tu mă dai peste cap, mă. Păi, de exemplu. Păi, nu, tu nu înțelegi că noi trebuie să ne stăm de vorbă un pic, așa, în polisi, pentru că trebuie să câștig și eu aici impresie, să fac o impresie bună la cei care vă urmăresc. Așadar, noi am avut asta de făcut. La mulțirea cu 10, poți să spui cât face 28 ori 10? Da, 280. 280. Dar 28 ori 100? 2800. Deci 2800. La mulțirea cu 10, 100, 1000, adăugăm un 0 sau 2, 1, 0, 2, 3, câte sunt nevoie, da? Prima dată, când mă uit acolo, mă gândesc că aș putea să fac să împart acelea, să fac 28. Ia urmărește. Ia urmărește. Ia urmărește. Deci 28. Scrie între timp. Deci, Daria, nu mai stăm ca la povești. Tot timpul scriem, da? Lucrăm și noi. Deci 28 ori 10, atâta fac. 28 ori 100, atâta fac, da? 28 ori 18. E egal cu. Zimește-ne. 8 ori 8. Nu, mă, nu. Am, cred că, am... Poți să spun ceva? Am făcut. S-au gândit să facă 18, 28. Da, și eu m-am gândit la asta. 28. Ori paranteză 10 plus 8. 10 plus 8. Ca să așa ajungem acolo, tu vrei finalul, tu știi tehnica aceea, nu-ți place să muncești prea mult. Dar noi acum așa facem mă, pentru Daria și pentru prietenii noștri care ne urmăresc cât se poate de și atent. Și atunci facem 28 ori 10, adică 280. 28 ori 10. 280. Zicem plus, așa, 10 plus 28 ori 8. Plus 28 ori 8. Și egal mai departe cu? Și va fi, este, va fi egal cu 280 plus 8 ori 8, 64. 4 scriem și la să reținem. 8 ori 2, 16. 16 plus 6, 22. Da. 22. Și atunci va fi egal cu 280 plus 224. Și asta înseamnă că va fi egal cu 504. Plus 224. Și asta, va fi, asta înseamnă că va fi egal cu 504. Mi-a dat bine. Mi-a dat greșit. Eu dat bine. Eu dat bine, nu? L-am făcut în scoală. Și tu ai făcut în varianta asta. Păi el știi ce face? Da. El face așa. El a pus 28. Dar și tu știi așa, Daria. Da, asta acum. 8 ori 8, 64. 4 scriem. 6 scriem, 4 scriem, 6 reținem la 2 acolo. Bun, îl reținem. 8 ori 2, 16 și cu 6? 26, 26, 22, 224. Da, și acum deci omorul 8. Apoi numărul 8. Numărul 8 îl punem sub 1. Sub 2 la celălalt. Sub cifra care mulțim. Da, 8 și după 2. 2, 2 și facem... Și fiindcă aici pot să pun... Că e cu 10 mulțit, e cu 10, 280. Iată mai copii, mă, că cele două rânduri de numere, 280 și 224, le-am așezat una sub alta și de aici am învățat eu, că nu știam cum să facem. Deci, ideea este că începem să mulțim prima cifră, da, unităților cu tot numărul și construim rezultatul, apoi, parcă am avea cu câte o cifră, că doar fac asta cu câte o cifră pe rând. Pe urmă, a doua cifră a 10-lor și de sub cifra 10-lor care înmulțesc încep construcția numărului acela. Da? Și dacă a zis cu 3 numere, ce nu mă descurc? Nu, nici ia uite. 739 ori 739 ori 99. Ori 99, da. Poți să facă, domn profesor? Da, te rog. Număr 9, 82, nu, 92, 91. O scriu 1, reținem 81. 81. A, 81. Mă, ce faci tu, mă, ce mintea, mă, să-i țin vacanțe? Nu. Nu, 81, 1. 1 și 8. 1 ține minte la 3, 9 ori 3, 27. 27 plus 8 ne dă 35. 35, repede, 35. 5 și 3. 3. Da. 9 ori 7.
care ne va da 63 cu 3, 66. Și nu mai avem ceasuna nouă. Da, și pe deși așa scriu, da? Și la celălalt este continuu? E același lucru, dacă vrei să scrii tu. Mai că... Păi dacă e același lucru, numai că se schimbă ordinea. 1, 5, 6, 6. Da. Și ne va da... 1, 9, 11. 73.169. 1, 1, 6, 1. 6. 3, 7. 1. E bun, 3, 7. 3 și 7. 7. Da, 73.000. Păi copii, putem înmulți după ce am descoperit șmecheria asta, că le așezăm unele sub altele. Și că din clipa în care începe înmulțirea, dacă începe cu cifra unităților, de acolo începând de sub cifra unităților, ea este cea care îi transmite mesajul. Cu mine munciți, începeți cu mine, construiți șirul de numere. Și am văzut când se mulțește tot numărul cu cifra asta, se construiește numărul 224, din cazul, în cazul nostru, pe 6.651. Când începem cu următoarea cifră, construcția începe de sub cifra respectivă. A. Pentru că este a 10%. Dar așa, dar de ce ți-a rățit? Cred că domnul profesor nu știe 28.180. Asta e vrut să zici, Daria, da? Nu, 28.18. Păi 28.18.504 și mai adaugi un 0, mama, de la 180. Da, da. Asta am înțeles, că am văzut cum se mulțumesc cu 10%, dar ea spun 28 ori 18 și am început discuția spunând da, așa. Am văzut. Eu nu mă descurc când e mulțirea cu două cifre. Cu două cifre, au zis. Și lucrul era clar că l-am făcut noi chiar noi. Și acolo 28 ori 180, uitați, suntem pe final. Păi 180 da. Plus 18, 8 ori 0, 6 plus 8 ori 0, 0. Păi acum mulțumesc din nou, am făcut 28 ori 18. Ce rost are să mai facem mulțirea? Cât e 28 ori 18? 280. Nu. 28 ori 280. 504 parcă ați spus. 504. Așa, 504. Și ori 180 cât o să fie? 504. 5040. 504. 40, corect. Și mai pune 0. Păi, 5040. Ce rost are să ne apucăm din nou din făcută mulțirea 28 ori 180? Când deja 18 ori 28 e făcută, și mai punem un 0. Și atunci finalul este 5.046. Ce vreau să întreb aici, ca în mod special, sau ce chestiune n-a fost clară? Hai să vedem întrebări asta, copii. Asta. Dar acum e clară. Davide, unde recunoaște tu unde ai greșit? Unde te-ai împotmolit? Ce nu ți-a mers? Cam nimic. Tot. Tot a mers. Da, de ce nu? Să recunoaștem aici. Acolo, aici. Aici a fost acolo. Grav. Zecile ăsta putea să fie și așa. Eu aici puteam zice 28 ori 10 ori 13 ori 5. 13 plus 5 în paranteză. Fie că îl puneam de după, atât pe 28 și cu 10, sau în față pe amândoi, n-are importanță, 2 ori 3, egal cu 3 ori 2. Adunarea și mulțirea sunt comutative. E cum poți comuta, da? Scăderea lui. Dacă însă la scădere schimbăm cu tot cu semn, este deșteaptă. Dacă schimbăm cu tot cu semn, tot cu semn. Atenție! Da. Uitați! 3 minus 7 plus 9 minus 11 minus 3 plus 97. Poți să spun? Facem 3. Păi, aducem toate operațiile cu plus la 3. Deci 3 minus 7 nu se poate. Și căutăm ajutoare, cum spuneam. Corect. Toți cei cu plus, haideți în față. 3 plus 9 plus 97. 3 plus 9 plus 97. Minus 7 minus 11. Adică punem mai întâi 97. Sigur că da. Tot una era. Ori pun pe 97 Davide plus 3, ori 3 plus 97. Eu am pus că am început cu 3, el era pe locul lui, l-a lăsat acolo. Dar tu ai perfectă dreptate. Acum, minus 7, minus 11. Minus 3. Egal cu. Dar răspunsul? Da. Egal cu 3 ori 97. 109. Acolo de 109, minus 3 plus 7 fac 109, 109, 109 minus 3, minus?
minus 10, minus... putem să facem mai ușor, punem o paranteză de la 7 până la 3, paranteză răfundă și le adunăm pe toate. Așa, adică toate datoriile. Nu? Da, deci minus 21, 7 plus 11 plus 3, da? Și fac 109. 109 minus 21. Minus 21. Și face ca rezultat? 9 minus 1, 8. Împrumut de la 1. 9 minus 2. Nu, 10 minus 2 care ne dă 8. Da. Și atât. 88. 88 este rezultat. Copii. Privind de greșiți ăsta la un capul la cealaltă, spunem, am ajuns să constatăm că sunt niște slăbiciuni cât privește asociativitatea la mulțire, voi neînțelegând că de fapt, și insist acum ca să fie și mai clar, neînțelegând că în momentul în care ai de mulțit doi sau mai mulți factori, uite cum le-am noi, 2, ori 5, ori 7, ori 8, ori 3, așa, nu neapărat trebuie să-i faci în ordinea în care apără aceștia. Păi bine să facem 5 ori 2. Așa, fac o echipă, fac 10. 7 ori 3. Ori 7 ori 3, 21. 21 ori 8. Ori 8. Și egal cu 10 ori 8. 10 ori 8, 80 ori 21. Sau 210 ori, nu? Da. Deci egal cu 80 ori 20, 21. Ori 21. Și egal cu, mulțim acolo, 21 ori 8. 21 și mai adăugăm 0. Deci 8 ori 1, 8, 8 ori 2, 1680. Și iată că rezultatul e corect. Deci am descoperit că era o slăbiciune la înmulțirea mai multor factori. Voi ați înțeles că n-are importanță care cu care e asociat și face mulțirile rapide, ci important este să faci pe acele care sunt mai la îndemână, da? Da. Și ce am mai sesizat? Am mai sesizat distributivitatea, nu? Care poate să însemne fie că pui după paranteză sau în fața paranteze. Deci aceste lucruri merită să le aveți pe acolo ceva. Da. Ne dă și rezultatul acolo, nu? Da. Noi acolo trebuie să ajungem, la rezultatul cel. Data trecută am ajuns la rezultat? Acum că voi ați făcut-o la școală și noi am lucrat-o acasă. Ăsta era de la ieri. Ăla care nu mi-a dat mie. Da. Bun, hai să vedem. Nu v-a dat la niciunul ăsta. Bun. Domnul să facem aici 70 împărțit la 5? Nu! Gura! Eu vreau acum părerea unui profesor neapărat. Da, să văd pe Davide. Davide, voi îi știu deja că am lucrat. Hai, domn profesor, vreau să vă spun ceva. Mie... Nu mai vreau introducere. Exact. Scurt. Deci, mama mi-a zis că pot să fac 750 împărțit la 5 și Miss mi-a zis că trebuie să fac 1550 minus 750 pentru că... Să luăm ăsta ca un scăzător. Da, pentru că ăsta e scăzătorul și ăla e de scăzut. Așa trebuie să Da, am înțeles și eu acum. Da. Pentru că avem A minus B ori C, puteam să nici nu-l pun, da. Egal cu D, da. A fi că B ori C, așa. Egal cu A minus D, da? Corect. Eu acum am înțeles. În prima fază am spus ei că trebuie să împart. Bineînțeles că exercițiul nu merge la căpăr. Sigur, e o greșeală. E o greșeală, corect. Așa. După aceea am văzut că e o corectabilă aici că eu pus, asta a pus scăzătorul. Dar dacă nu le se explică lor clar, ca să înțeleagă de ce ăsta, deși nu era în paranteză, se comportă tot ca un scăzător. Păi totul este. Pentru că totul e ori 5. Pentru că e ori, da? Și chiar dacă era împărțit. Poți fost un cârd de termen cu mulțirii și împărțirii. Pentru că numărul ăla... Constituie un tot aici. Dacă tu știai, făceai tu. Acum lasă-mă să-mi explice domnul profesor. Deci, dacă ar mai fost și împărțire, și mulțire, și nu știu ce... Nu contează că nu-i în paranteză. Totul este, câtă vreme am un factor ăsta, un al doilea factor, un al treilea factor, da? Eu am înțeles după aceea. Fac un rezultat. Chiar dacă nu sunt puși în paranteză. Sigur că da. Deci pentru că e mulțit și împărțit, dacă ar fi fost plus sau minus,
nu mai era altă poveste. Era altă poveste. Era altă poveste. Deci asta este. Haideți să insistăm pe mai multe exact. Situații de aici. Exact, asta am vrut să vă zic. Aceste discuții, haideți să-l surprindem în mai multe variante. Dacă ar fi așa, dacă exact. Ar fi așa, dacă asta ar fi așa. Asta e, domnul da. Profesor. Trebuie să înțeleagă să nu mai greșească. Poți da un efect și să aici? Nu, păi stai că aveți explicat acolo. Îți spui tot după. Urmărește-mă acum, să finalizăm aici. Bine, ieșiți, ăsta fac mai multe ieșiți, da? Da, da, da. Deci, în clipa în care aș fi avut un spirit de observație puternic, aș fi făcut într-un mod mult mai interesant, dar acum merg pe varianta aceea care e clasică. Deci, descăzutul minus scăzător e egal cu așa ceva. Am să-l continui să vedem echivalent cu. Scrieți, vă rog. Da? Descăzut minus scăzător egal cu 750. Și eu am pe acesta de aflat. Pentru că descăzutul știu, echivalent, haideți să zicem așa, cu 1550 minus scăzător egal cu 750. Și cum afli tu scăzătorul știind rezultatul scăderii și având descăzutul? Înseamnă din descăzut voi da deoparte rezultatul și aflu scăzătorul, da? Deci echivalentul a spune că acest IS egal cu 1550 minus 750. Și face cât? 0, 800. 5, cât? 800. 800. IS egal cu 800. Și acum mă întorc în exercițiu și spun, yes. Tot ăsta IS egal cu 800. Adică 390. Deci, echivalent de ieșit de mai sus, după ce am făcut calculul. 390 minus... Vedeți că n-a spus bine. N-a spus paranteza. 390. Nu? 390. Nu mai trebuie paranteza dreapta. Minus 170 minus 5 ori A. 70. 5 ori 70. Așa, așa. 70. Minus 5 ori A. 8, 5. Da. Acum trebuia să puneți paranteza, vedeți? Așa, am închis-o pe asta. Și tot porcii. Nu trebuia să punem paranteza, putem să scopăm și de paranteza. Da, 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 da. Mai rău, trebuie. Oricine. Totul. Egal cu 7, dacă era oricine, aveai ce faci. Deci dacă era numai oricine aici pus, însemna că ăsta se mulțește da, cu 5. Cum da, totul s-a mulțit cu 5, inclusiv 390, îl lăsam deoparte pe 390 și erau prostii. Sigur. Și acum? Acum? Un factor. Înmulțit cu alt factor. Înmulțit cu alt factor, da. Scăpăm de ăla. Doi factori înmulțiți fac atâta. Mai va fi egal oricare din ei, fie pe 5, fie pe ăsta, ăsta va fi egal cu 710 împărțit la 5. Mama, dar la nu e egal cu 750, este egal cu 800. 800, domnul profesor, că am făcut scăderea aia. 800, da. Da. Deci mai trebuie să spui mie. Da, domn profesor. Da. Eu sunt crezat mâine. Da. Este egal cu 800 împărțit la 5. Deci e echivalent. Toată paranteza aceea. Vorbiți, copii. Toată paranteza este egal cu adică 800 împărțit la... Adică 390 minus paranteză 70 minus 5 ori A. De fapt, nu mai trebuie să puneți paranteza, că va fi egal cu 800 împărțit la 5, așa că... Deci e egal cu 800 împărțit la 5? 800 împărțit la 5. Știi că 170. Vedem, o dată, în 5 în 8 odată, 30... Este 160. 160. Eu așa mă gândesc. O, da, 150, vrei corect cum a făcut un profesor? 150, da. Cum ai zis tu? Că eu nu mi se pare. 150 pentru 170. Dar pentru 170. Pentru 700. 170. E pentru 800. Mai ciudat. Să zic cum gândești tu. Ia să vedem. Deci e vorba de a face împărțirea lui 800 la 5, nu? Da. Și cum gândești? Și eu mă gândesc. La 700 e 150, la 8 e 160. La 700 e 150? Da, dacă e la 700. Dacă împart 700 la 5, 750? 750 dacă ar fi fost. La 5, e 150. Dar de ce să te complici așa? A, voi nu știți să faceți împărțirea la 800 la 5? Nu, are el un mod ciudat, îmi spune, și acest mod ciudat vreau să-l descoper, ca să ciudățenia să o dăm deoparte. Deci, uite-te, 800
împărțit la cât la? Faci 500, da? Și dacă ar fi 500, hai să-l dedupem pe 800. Să vezi ce se întâmplă în culise. 800. Eu pot să-mi gândesc ca fiind egal cu 500 plus 300. Da? Și totul era împărțit la 5. E de parcă acum și pe unul și pe celălalt trebuie să împart la 5. Adică dacă 500 împărțit la 5 plus 300 împărțit la 5. Exact. Copii. 500 împărțit la 5 plus 300 împărțit la 5. Și acum 500 împărțit la 5 fac 100. 100. Și plus 300 împărțit la 5 pot să spun că păi 300 împărțit la 5 plus 60. Ca și cum aș împărți pe 30 la 5. 60. 60, nu? 6 și 0, acela care vine după aceea. Adică voi avea de înțeles 30 împărțit la 5 și totul de mulțit cu 10. Nu? Că 300 face 3 ori 10. 300 30 ori 10. Și acum face 100 plus 60. Și face 160, nu? Iată rezultatul clar. Davide, hai să mai muncim un pic să înțelegem chestia asta. Algoritmul ăsta la împărțire, vreau să-l pricep. Am avut, și acum am să dedic lecția, sau explicația asta, unui copil care m-am întâlnit zilele astea, era în clasa a treia, Davide, tot Davide îl cheamă. Și puneam problema așa. Algoritmul ăsta de împărțire, cum, cine l-a pus la punct, care, cum de l-a visat cineva la un moment dat? Și adică iată, algoritmul, știți ce înseamnă când zice algoritm. Un profesor algoritm? Adică pașii ăștia, cum de să faci așa, ce se întâmplă? Am și început aici. Iată, dacă ar fi să fac 800, hai să zic așa, 875 împărțit la 5. 875 împărțit la 5. Da, vede, înainte de a face, cum știți voi acolo, împărțirea, eu zic așa se face. Să ne imaginăm, să descompunem. 800 împărțit la 5. 800 plus 70, da, 800 plus 5. 70 plus 5. Totul de împărțit la 5. Și da? Apoi aplicăm distributivitatea. Și va fi este o formă de distributivitate, dar nu aș putea să spun. Eu știu distributivitatea împărțirii. Da! Da? Înmulțirii față de adunare. Dar și asta, facem împărțirea la fiecare, a fiecare da. La 5. 800 împărțit la 5 plus... Deci va fi 800. 800 împărțit la 5 plus 70 împărțit la 5 plus 5 împărțit la 5, care va fi egal cu... 5 împărțit la 5, da? Da. Dar bine, hai să vedem, înțeles? Deci am împărțit numărul 875 la 5, înseamnă să împărți și 875. Și acum, 800 împărțit la 5 face 160. Deci egal cu 160 plus 7. Am terminat. Împărțit la 5 e 5 ori. Păi 5, dacă ar fost 50, ar fi fost de 10 ori. Și 20 împărțit la 5 de 4 ori. Da. 10 și 4, 14. Da. Altfel, 5 în 7 odată, da. 5 ori 1, 10. 5, rămâneți 2, coborâm pe 0, 20. Stați. 14. 2. Da, 14. 14. Deci vine plus 14 și plus 5 împărțit la 5 plus 1. Și este egal mai departe. Hai să le adunăm acum. Cât face asta la adunăm? 60 cu 14 și 1. La unită să avem 5. Deci 5 la unități. La 10 avem 7. Da. Și la 100 avem 1. La unități la 10 este 7 și la 101. 175, e bine? Da. 175. Și atunci este toată povestea asta desfășurată, iată că o surprindem într-o formă mai aranjată, care se meargă mai bine și mai rapid. 875 împărțit la 5 este egal cu 875 împărțit la 5 este egal cu zicem 5 în 8 merge odată.
ne rămâne 3. Și 1 ori 5 egal cu 5. 5 ori 8 ne rămâne 3. Și rămâne 3. Și am construit prima cifră. Prima cifră de la împărțire. Ei bine, sesizând că am 8 prima cifră și asta este 5. Păi îl coborăm pe 7. Îl coborăm pe 7 și facem 37 împărțiri. Intră de 7 ori. Nu, mai vreau să fiți un pic atenți. Eu anticipez rezultatul copiilor. Deci în urma împărțirilor 875 la 5, știu sigur că îmi va da ceva de ordinul sutelor. Pentru că 5 în 8 merge și mai am două cifre și mai am încă două cifre de construit. Deci vreau să vă spun că rezultatul, îl știu, va fi un număr de 3 cifre. Sute, zeci și unități. Dacă nu-mi dă așa rezultatul acesta, este o mare greșeală. A mea. Și dacă e 210? Cine să fie 210? Să spunem că să fie 210 împărțit la 5. 210, așa, vreau întrebări de astea, împărțit la 5. Pe ăsta, fiindcă s-a întâmplat, Darius, ai punctat foarte bine, fiindcă aici cifra 2 nu-mi permite, 5 nu se prinde de un număr mai mare, nu se cuprinde deloc în 2, atunci eu voi... Păi pentru... la ordine mi-e doar cifre și atunci știi că numărul este 2 cifre. Da, și să pun 4 și să rămână 2. Și va rămâne un număr din 2 cifre. Da. Că mai am o singură cifră de coborât. Asta de-o construiesc și mai bine. Da? Și acum vă dau eu. Ce mi-ai prelungit tu, îți dau eu. Mai fugărit unde vreau să mă duc eu, dar nu-i nimic, mă întorc. Uitați, 9374 împărțit la 205. Un număr de câte cifre va fi ăsta? De 3 cifre. 4. Care va fi, care va fi rezultatul din câte cifre? De 4 cifre. De 4 cifre. Eu cum ai dat? De 3. Cum te-ai gândit? 4 cifre, te rog să-mi spui. Deci va fi rezultatul un număr din 4 cifre, da? Pentru că 2 poate intra 9 de... Intră. Câte cifre iau eu ca să încep împărțirea? Una, toate două, trei. Toate cele 3 cifre. Iau toate cele 3 cifre ca să încep împărțirea. Și intră... Deci Darius, nu o singură cifră. Asta te ajută să vezi cam de câte ori intră. Dar tu trebuie să iei un grup de cifre cel puțin egal cu numărul cifrelor de aici. Deci ăsta e din 3 cifre, din 3 cifre ești aici. Nu s-a ajutat împărți. Da? Și ți-a mai rămas cât? O singură cifră. Și atunci înseamnă că ai un număr din câte cifre? Din 2. Din 2. Aaa, pentru că... A, dar pentru că ai de 3 cifre. Pentru sigur că da, și eu m-am decoborât o singură cifră de acolo. Pentru că al doilea împărțitor e făcut din 3 cifre. Și de acolo ar fi făcut din 2 cifre, numărul celălalt trebuie să fie... Faceți o greșeală mare. Nu vă urmăriți unul pe altul. Este extraordinar. Fiecare are ideea lui și fiecare merge cu una lui. Dar nu așa se fac lucrurile copii la clasă. Este atât de grav ce faceți voi, încât, credeți-mă, nu pot să vă urmăresc. Când profesorul conduce o chestie, ești atât de atent să urmărești ideea aceea, încât trebuie să pleci cu maxim. Dar câtă vreme n-aveți disciplină să urmăriți, cu zero plecați acolo. Dar asta e grav. De ce smeți în lacune? Că tocmai la un moment dat se încearcă să se înlături lacunele, dar pe tine nu te interesează ce spune. Pentru tine este neimportant ce spune colegul tău. Eu am prins acum pe o chestie care el nu mi-a punctat-o și am văzut că și tu ai slăbiciunea aceeași și în loc să fii atentă la ceea ce încerc eu să spun, nu faceți asta. Și asta e grav. De aceea, țin neapărat, vă rog să fiți foarte atenți. Când dau drumul la o idee, o urmărim până când o epuizăm și după aceea nu mai întoarcem la altceva. Mă întorc. Ați învățat împărțirea cu o cifră sau cu două cel mult. Dar acum eu vă reușesc să vă comunic ceva important, anume, sper să reușesc. Vreau să vă spun așa, că de la bun început, când predeți numerele celea care sunt unui de împărțit sau altul împărțitor, eu vreau să anticipez rezultatul împărțirii, din câte cifre este copii.
faptul că am un împărțitor de 3 cifre, eu, la momentul care declanșez împărțirea, trebuie să iau neapărat 3 cifre. Pentru că am și sute și zeci unități. Îmi trebuie și sute și zeci unități. Și acum, ca să aflu de câte ori se cuprinde 205 în 937, deci 205 în 937, se merge de un număr de ori aproximativ cum merge 2 în 9, de 4 ori. Să zicem, 4 ori. 4 ori 2, 8. Dar lucrați, mă, copii. 4 ori 2, 8. Păi... Oh. Foarte greu este. Nu au disciplina. Așa fac la casă. Faci 5 ori 4. Păi știu. Asta vorbeam cu Cristina. Asta este lucrul. Păi facem 5 ori 4, 20. 0 scriem, 2 reținem. 4 ori 0... Când te pune, spune. Da? Când te pune. Dar îți te rog să vorbești. Davide. Păi sunt part. Da. Da. Păi, deci acum am mers de 4 ori. Și încep. 4 ori 5. 4 ori 5, 20. 0. Și 2 reținem. 4 ori 0, 0 și cu 2, 2. Asta e caiet țelul tău. Nu te uiți la mine. Și după aia punem 2. Deci 4 ori 5, 20, 4 ori 2, da? Și 4 ori 2? 4 ori 2, 8. 8. Facem scădere, da? Facem scădere. Camera. 6 minus 0. 7. 56, domnule. Faceți întâi împărțirea asta, da? Da, să facem. Uh-huh. Și facem oprim. Și până oprim, da. Bine. 7 minus 0... 117. Deci 117. Neapărat Davide și Daria, aici când sesizăm că restul este mai mic decât împărțitorul, e bine. Dacă nu se întâmplă așa, dacă e mai mare ăsta decât ăsta, trebuie să luăm de un număr mai mare de ori. Am luat de 4 ori, încercăm de 5 ori. Da? Dacă, dacă se întâmplă ca restul de aici să fie mai mare decât 205, decât împărțitorul, însemna că el mai merge de încă o dată, cel puțin. Sau chiar mai mult, de 2 ori. De aceea, acum este bine. Coborâm pe 4 și zicem 205 în 1174 intră de 5 ori. Ca 2 în 11. De 5 ori. Și zicem acum 5 ori. 5 ori. Lucrează acolo. Da. Dar mai facem 5 ori 5, 25. Da. 5 scriem și 2 reținem. Și fiecare 0 deodată, da. 25. Și facem 5 ori 0, da, 2. Apoi facem 5 ori 10. 2. 10, da. 5 ori 2, da, 10. Și scădem și ne dă 9, 4, 4. 100, ne dă 149. 149 e bine? 149 este mai, restul, e mai mic sau mai mare decât 200? Mai mic, dar nu mai... Este mai mic. E mai mic, am mers bine și am anticipat rezultatul împărțirii, câtul împărțirii. Câtul împărțirii este un număr din două cifre, copii. Deci eu l-am știut din capul locului, va fi din două cifre. Da? Dacă înțelegeți ce vreau să vă comunic, este un lucru spectaculos. Dacă aici îmi dădea un număr din trei cifre, ai fost o mare trăsnaie. Când, de fapt, numai din două cifre, este cum am făcut mai înainte, s-a anticipat rezultatul mulțirii, cam unde și unde bate, între ce cifre, atât de important este și asta. Și deci știu că totdeauna restul împărțirii trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Vreau să vă spuneți acum, la următoarea împărțire, te rog să oprește. Da, domnule. La următoarea